Așadar, am revenit de unde ne-am oprit. Mai avem câteva pariuri speciale la Belgia-Anglia. Casele de pariuri oferă multe, multe variante pe care puteți miza, prieteni. E un adevărat deliciu să faceți o vizită pe site-ul nostru, pariuri1x2.ro, acolo unde veți găsi multe, multe articole și ponturi. Nu se marchează între minutele 0 și 14:59, adică primul sfert de oră nu se dă gol, peste 1,5 cornere. Anglia, peste 3,5 goluri, cornere, pardon. Arbitru utilizează VAR, 2,30 a o cotă bună și la 1,85 sub 26,5 faulturi. Da, dacă va fi un meci mai spectaculos, în 5 mă îndoiesc că va fi, ținând cont de, bine, ținând cont de miză. Nu e o miză pentru cele două, dar meciul are o miză deosebită. Locul 3 în lume este o miză pentru... cam pentru oricine de pe planeta asta. Ei, și pentru englezi, dacă le spunea cineva la startul turneului, domne, locul 3 sau nu discutăm, nu negociem? 100% ar fi acceptat. Da, așteptările și belgenii la fel, cred că. Așteptările au fost prea mari de ambele părți. Bine, în cazul Belgiei argumentate, în cazul Angliei mai puțin argumentate, dar s-a ajuns în acest moment și trebuie să luăm lucrurile ca atare. Peste 1,5 cornere. Din nou, Belgia cred că va plusa la acest capitol, pentru că este o echipă care își atrage destul de ușor aceste lovituri de la post. Și mă aștept să vină să fie un joc mai relaxat un pic, pentru că a fost crispat rău, nu știu, constipat rău fotbalul la turneul ăsta, dar de data asta chiar mă aștept să fie un pic mai deschis. Da, da, uite, și tot pe această idee cu lovitorile de la colțul terenului peste 3,5 cornere Anglia, avem o cotă de 1,42. Faulturi, tot pe aceeași logică, nu vom avea o partidă prea încinsă. Dacă ar fi fost măcar un optime de finală, lucrurile ar fi stat altfel. Și arbitrul utilizează VAR, s-a cam utilizat VAR-ul la acest arbitrajul video, la acest mondial, de ce nu și în finala mică a turneului, pentru o cotă bună, o cotă de 2,30, o putem, dacă celelalte variante de pariere pot fi puse și pe biletele de joc ale zilei de sâmbătă, finala se joacă sâmbătă la St. Petersburg, acest VAR ar trebui jucat singur sau știu, pe un biletel cu cote foarte, foarte mari. Așa e, Sabine, dăm voie să citesc mesaje. Sunt mesaje interesante și care ne provoacă la discuție. Adevărat, nu toate în armonie cu ce am vorbit noi, dar e foarte bine pentru că în felul ăsta discuția e completă. Croația va face o surpriză minunată, ne scrie Alexandru Ovidiu. Nu mai faceți mișto de Anglia, scrie un alt prieten, David Bărbulescu. Nu mai faceți mișto că nu e ok. Sunt și ei jucători de fotbal și au meritat semifinalele. Ba chiar sunt jucători foarte buni, dar lipsiți de experiență. Eu credeam că Anglia a plecat acasă, ne scrie un alt prieten. E plin netul de poze cu englezii la aeroport. S-ar fi dus poate la, eu știu, locația următorului meci, la St. Petersburg. Anglia a fost nedreptățită, merita să prindă finala, ne scrie Ciprian Bălan. De ce e degeaba, Dane? Ne scrie Răzvan Onciu. Medalia de bronz nu valorează nimic? Înseamnă că și la atletism sau la alte sporturi ar trebui premiate doar primele două locuri? Ce mai avem aici? Nadal 1,90, Isner Anderson peste 3,5 seturi, David Bărbulescu ne scrie, respecte, asta nu-l citim, cu felicitări, mulțumim oricum. Belgia locul 3, Croația campioană mondială, Moise Cloambă. Belgia câștigă sigur locul 3, Ciprian Remus. Belgia-Anglia 3+, Anglia-Belgia ambele marchează cel puțin două goluri, Cătălin Lupescu. Franța-Croația 1 pauză, 1 final și 2+ în prima repriză. Franța ia titlul mondial fără doar și poate. Ce zici? Da, da, vom merge pe mâna Franței, dezvoluim pariurile de mâine, de mâine seară, mergem pe mâna Franței pentru că citeam și declarațiile croaților de astăzi, că toți ne-au criticat, au spus că muncesc de sigur meciul cu Anglia pentru că suntem obosiți, dar am tras de noi. Ei, e ok, tragi de tine, tragi și tragi, dar deja e al treilea meci cu prelungiri, cu o încărcătură psihică fantastică, fiecare partid. Până la urmă, vezi cum a spus și Radu, și Portugalia era în aceeași situație la Europeanul de acum 2 ani. Am pomenit de tenis mai devreme, haideți să ne îndreptăm atenția către semifinalele de la Wimbledon. Prieteni, partida dintre Isner și Anderson dă o minunată oportunitate. De ce? Pentru că are niște cote
care o să vă ajute să înțelegeți un lucru. Asta în cazul în care nu știți deja, pentru că e foarte probabil să știți. După cum vedeți, Anderson și Isner sunt cotați la egalitate 1.91-1.91. Asta ce înseamnă? Că eu, de exemplu, dacă pun acum un pariu cu Sabin, eu zic în felul următor: Sabine, dacă câștig eu, îți dau 10 lei. Dacă câștigi tu, îmi dai tu mie 10 lei, da? E, totuși aici, indiferent cine ar câștiga, da, vedem că nu este paritatea egală. Adică între cei doi cu siguranță este, însă tu ca jucător de pariuri nu vei câștiga de două ori. Normal, sunt două variante, albă sau neagră, da? Câștigă ăla sau câștigă ăla. E, ăia 9 care lipsesc acolo, 1.91 în loc de 2, da? Ăia 9% care lipsesc de acolo, ăla e procentajul pe care și-l ia casa de pariuri. Sper că ați înțeles chestia asta, o să mai revin la ea. De un lucru foarte important, casa de pariuri întotdeauna câștigă, din acest motiv, indiferent ce rezultate ies. E adevărat, e o întreagă tehnică, o întreagă strategie de alegere a cotelor, însă acest meci, iată, ne-a dat o bună oportunitate de a vă explica acest lucru. Mai avem câteva cote pe care le povestim aici. Care ar fi acestea, Sabine? Da, sunt pariurile pe meciuri Anderson-Isner, da, și păstrând legătura cu mondialul, avem pe tabloul masculin de la Wimbledon două semifinale pe tipul Croația-Anglia și Belgia-Franța, pentru că Anderson-Isner e clar o semifinală la care puțin s-ar fi așteptat, iar Djokovic-Nadal... E adevărat, dar Sabine, vrei să spun un lucru? Noroc că Anglia n-a ajuns în finală, pentru că era un mare, mare pericol ca finala de la Wimbledon să sufere grav la capitolul audiență, fiindcă s-ar fi suprapus cu finala campionatului mondial. Așa, meciul se joacă sâmbătă, Anglia va ști care e treaba încă de cu o zi înainte. Peste 3,5 seturi la Djokovic cu Nadal și peste 39,5 game-uri. Da, cam acelea sunt pariurile și în cazul întâlnirii dintre Djokovic și Nadal, 1.83 cu 1.98 cote aici. Djokovic este favorit. E o chestie care mă surprinde, deși Nole, sârbul Novak, nu a avut nicio problemă reală până în această fază a competiției. Nadal, în schimb, a fost serios încercat de Del Potro în sfertul, dar Del Potro este un jucător de prim rang, un jucător de top, dar am vins un set decisiv în cele din urmă. În altă ordine de idei, ambii jucători au drept obiectiv, evident, câștigarea trofeului. Primul are 3 trofei la Wimbledon, Nadal are 2. Este genul de meci în care se poate întâmpla orice. Un lucru este cert, niciunul dintre ei nu este atât de bun încât să-l învingă cu ușurință pe celălalt. Ne așteptăm implicit la un duel aplic și lung. Mizăm din nou peste 3,5 game-uri, cota 1,45 și peste 39,5 game-uri la o cotă de 1,69. Așa este. Mergem mai departe. Haideți să vedem care sunt cotele bombă ale emisiunii. Înainte de a vorbi de cotele bombă, dați-mi voie să răspund punctual unei întrebări. Mă întreabă unul dintre telespectatori dacă medalia de bronz are sau nu importanță. Cu siguranță are pentru cine își dorește bronzul, dar pentru cine își dorește aurul, bronzul e cu totul și cu totul altă mâncare de pește. Super cotele Winmasters, așadar, prieteni, sunt cotele bombă pe care noi le alegem de obicei din oferta Winmasters. Cei care joacă după cote, de obicei caută să vadă unde găsesc cea mai bună cotă pentru meciul la care vor ei să parieze. Și în felul acesta o descoperim pe Winmasters, o agenție care are cote bune și tocmai din motivul ăsta am ales noi să dăm din oferta lor cote bombă. Adică ne-am gândit, dom'le, cum putem să punem mai bine în valoare Winmasters-ul, în afară de oferta stufoasă, dar stufoasă sunt multe altele. E adevărat, sunt la nivelul acela la care sunt foarte competitivi și au și cote foarte bune. E bine, Djokovic-Nadal, meciul care ne enervează un pic. Da, peste 42,5 game-uri, minim 43 de game-uri, meci cota 2,05. Anderson cu Isner, scor corect 3-2 pentru Isner la o cotă de 6,40, o cotă imensă. Și Sonderiske cu Alborg din Danemarca, 3-6 goluri în meci, avem o cotă de 2,15. Avem și pariurile la cele, i-am obișnuit deja pe telespectatori cu aceste variante. Cerem sau ne gândim la o variantă de pariere pe care ne-am dorit să investim și pe care nu o găsim în ofertele caselor de pariuri, o trimitem pe adresa winmasters@pariuri@winmasters.ro, iar cei de la Winmasters ne
se gândesc puțin și ne oferă cote. Am avut câteva variante prezentate anterior, Tănase să marcheze minim 15 goluri, Florin Tănase, cota 2.30 în sezonul care urmează de Liga 1, evident. Dică să plece de la, să fie concediat de la FCSB până la finele anului, până în ultima zi a anului, cota 3. CFR Cluj să intre în grupele Ligii Campionilor ar fi o minune, iar cota susține acest lucru, 20. Și Halep să joace finala turneului de la US Open, ultimul Grand Slam al anului, cota 6. E o cotă de luat din punctul meu de vedere, dar vom discuta la momentul respectiv. Avem variante de pariere propuse și astăzi, evident, Belgia-Anglia, gol Lukaku, gol Kane și peste 10,5 cornere, minim 11 cornere. Belgia-Anglia, minim 5 cartonașe, peste 4,5 cornere Anglia și Belgia câștigă medalia de bronz. Croația-Franța, Perisic oferă o pasă de gol, Franța, minim 6 cornere în meci și peste 2,5 offside-uri în meci. Sunt variante pe care noi le compunem. Uite, este un pariu format din 2-3 pariuri mai mici. Croația-Franța, arbitrul utilizează de minim 2 ori varul și peste 2,5 goluri în meci. Croația-Franța, Griezmann marchează peste 9,5 cornere în meci, peste 1,5 cartonașe în fiecare repriză din timpul regulamentar de joc. 4 pariuri, 5 variante lungi, dar 5 variante cu care cred eu se vor putea face și ceva bănuți. Tot o întrebare care mi-atrage atenția, Sabine, vine pe pagina de Facebook, acolo unde comunicăm noi cu telespectatorii. Nicolae Ionuț Alexandru ne întreabă dacă există cărți despre strategii de pariuri sau care să vorbească despre pariuri. Eu am văzut astfel de cărți, am și avut la un moment dat una sau două, dar le-am dat cu dragă inimă cuiva care a fost mai interesat decât mine. Trebuie să se și potrivească acest stil. Spre exemplu, n-aș juca în viața mea după strategii, da? După diferite scheme. Pentru că eu nu sunt genul care merge după o schemă. Joc mai mult speculativ. Însă oameni care pot fi interesați găsesc astfel de cărți inclusiv la Biblioteca Națională, prieteni, sau eu știu, pe oriunde, pe internet, pe OLX sau mai știu eu unde Dumnezeu să mai pot găsi. Însă, sunt foarte puțin folositoare. Eu mă gândeam la un moment dat, dacă ar fi să scriu o astfel de carte, având în vedere că mă ocup de atâția ani de pariuri, că probabil cartea ar avea două pagini, că mare lucru, sincer, nu e de spus despre pariuri. Important este să te uiți la meci și felul, cred că asta e cu adevărat important, felul în care interpretezi ceea ce vezi la televizor, în așa fel încât să-ți folosească ție mai apoi la pariuri. Trecem mai departe, haideți să vedem biletul pe care l-am pregătit pentru mâine. Tot o agenție excepțională, prieteni, este și Public Queen, casa de pariuri, care, iată, a devenit partenera noastră și pe care am introdus-o în această rubrică extrem de urmărită, extrem de apreciată, și anume biletul zilei. Ați văzut ce nebunie peste tot, pe tot internetul. Biletul zilei pe care l-am inventat chiar noi în urmă cu ceva ani, jucându-ne cu strategia despre care vă vorbeam, și așa ne-am hotărât să implicăm Public Queen în cota de 2 și oferindu-vă un cod care simplifică foarte mult lucrurile. Da, pariem pe o cotă de 2 formată din 3 meciuri, încep cu campionatele interne, mai sunt și câteva în desfășurare. Irlanda, Liga a doua, Wexford cu UC Dublin, 2 soliți la o cotă de 1.36. Sondereschi Aalborg, 1-4 goluri în meci, cota 1-19, și Veile cu Hobro, sub 3,5 goluri, cota 1-25. Campionatul din Danemarca este abia la început și ne ferim de alte variante, jucăm pe goluri că e mai sigur. Cota totală a biletului nostru este 2-0-2, iar codul biletului este 89-34-867. Practic, treceți acest cod pe o bucățică de hârtie, vă duceți într-o agenție Public Queen, prezentați codul la caserie și totul devine mult mai ușor. Da, Sabin, mă gândeam la ceea ce vorbeam mai devreme legat de felul în care interpretezi meciurile. Gullit a scos o carte, Cum să privești meciurile de fotbal, și Johan Cruyff are autobiografia aceea, care cred eu că este folositoare. Cartea lui Gullit n-am citit-o, o să o achiziționez și o să vă spun și noastră dacă găsesc ceva interesant. Pe mine, în general, abordarea asta mă interesează. Atât pentru această seară. Ne revedem mâine. O noapte liniștită, baftă la pariuri!